Imaginile apărute în mediul online cu profesoara batjocorită de elevi dovedesc încă o dată că învățământul românesc este într-o situație critică. Salariile extrem de mici și presiunile politice fac din tinerii absolvenți să nu meargă către învățământul de stat. Aceștia preferă să activeze în domenii sub pregătirea acestora decât să facă parte dintr-un sistem în care directorii incapabili sunt numiți politic. O mulțime de pensionari sunt nevoiți să continue activitatea în învățământ tocmai pentru că nu există tineri care să îi înlocuiască. Examenul de definitivat sau de titularizare sunt de-a dreptul batjocoritoare. Incapacitatea inspectorilor școlari numiți întotdeauna de către partid fac ca organizarea examenelor sau concursurilor să fie deficitară. Potențialii profesori sunt tratați de cele mai multe ori cu dispreț și aproape niciodată aceștia nu sunt încurajați pentru a veni în învățământ. Salariile nu sunt dintre cele mai strălucite, iar tinerii nu sunt în niciun fel motivați de către structurile statului să aleagă o carieră în învățământ. Găsim așadar la catedră de multe ori oameni total nepregătiți pentru ceea ce trebuie să predea și cunoaștem cu toții exemplele din media. La aceeași catedră găsim soțiile sau amantele, fiicele sau rudele politicienilor. Orele peste normă sunt întotdeauna acordate membrilor de partid sau lingăilor de pe lângă inspectorii școlari sau directori. Acest lucru și șleacta de miniștri aflați în ultimii 33 de ani au făcut din sistemul de învățământ o problemă gravă pentru România. Cei mai istezi dintre tineri aleg să plece din țară, alții încearcă chiar ei să schimbe sistemul. Rămân însă o mulțime de tineri inteligenți care au avut ghinionul de a sta într-o bancă unde dascălul de la catedră nu avea nici o legătură cu învățământul. Sunt o mulțime de factori care au influențat învățământul și care l-au adus aici. Dar fără doar și poate. Sunt o mulțime de vinovați. Poate chiar noi suntem cei vinovați că nu facem nimic pentru a schimba societatea din jurul nostru. Un lucru este cert, de la Revoluție încoace, PSD, PNL, PDL și mulți alții au pus pe scaunul ministrului care putea face ceva oameni care habar nu aveau ce trebuie făcut. Întotdeauna au existat doar generații de sacrificiu sau generații experiment. Aceasta este România anului 2023 și acesta este învățământul. Un experiment al clasei politice care a eșuat.